Bună seara, dragi telespectatori! Este vineri, este cu o zi înainte de 1 martie și am un invitat special pentru dumneavoastră, mai ales pentru locuitorii orașului Bumbeju, pentru că este vorba despre domnul Constantin Bobaru, primarul orașului Bumbeju. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră! Să începem cu un mesaj pentru doamnele și domnișoarele de la dumneavoastră din oraș. Da, având în vedere că suntem în apropierea sărbătorilor care sărbătoresc Doamnele și Domnișoarele, dați-mi voie cu această ocazie și acest prilej să le transmit la mulți ani o primăvară frumoasă, tot ceea ce doresc și să sperăm că va fi un an și, bine mai ales, o primăvară încurnată de succes. Să dea Dumnezeu, dragi telespectatori, avem acolo și un număr de telefon la care puteți transmite mesaje, deci atenție, vă rog să nu sunați. Telefonul este la mine, da? Numai SMS-uri. Le citesc, le spun domnului primar, dânsul vă răspunde la întrebări. Dacă aveți întrebări pentru domnul primar de la Bumbejiu, în special dacă sunteți locuitori, vreau să vă spun că ne vedem și pe internet, așa că e foarte posibil să vă treziți cu întrebări de străinătate. Cu multă plăcere. Nu <laughs> aveți nicio nimic împotriva. Absolut. Bun. Uh, domnule primar, pentru că suntem la început de an și la început de buget, că așa se ai aprobă pe la noi bugetele în primăvară aproape, vreau să vă întreb cum, împreună cu consilierii locali, ați stabilit împărțirea bugetului, în special la investiții, pentru că spunem acolo investiții 2014 la Bumbejiu, pentru că celelalte cheltuieli de funcționare sunt obligatorii, dar nu se văd la cetățean. Asta investițiile rămân. Cred că toate cheltuielile se văd și lucrul acesta poate fi materializat în primul rând prin partea de funcționare a tot ce înseamnă instituție publică în, într-un oraș sau într-o unitate administrativ-teritorială și cred că de aici putem pleca pentru că înainte de a trece la celelalte repartizări a bugetului local, cu prioritate se asigură întâi partea de funcționare a autorității locale, a școlilor, a unităților de sănătate, atât cât putem să le sprijinim în conformitate cu legislația în vigoare și după aceea ne prioritizăm în funcție de ceea ce considerăm că este absolut necesar în perioada următoare să finanțăm atât pe partea de investiții, pe partea de cheltuieli materiale și tot, tot ceea ce derivă din din acesta. Anul 2014, după cum știți, nu este să zic așa unul de excepție în ceea ce privește disponibilitățile financiare. Știți că sunt suntem după o perioadă de criză, n-a prea reușit să se reflecte pozitiv creșterea economică de anul trecut, nici în plan personal la cetățeni și nici în la autoritățile publice locale. Abia am scăpat de perioada în care spuneam că suntem în criză. Da, cu toate acestea vreau să spun că suntem, până la urmă, o unitate administrativ-teritorială, să zic eu, fericită în sensul că, datorită unor proiecte începute cu ceva timp în urmă, pe perioada Exercițiului bugetar 2007-2013, prin atragerea de fonduri europene pe mai multe programe de finanțare, am reușit să demarăm câteva investiții care unele se află aproape de final, unele se află în derulare, altele se află la început de implementare. Una peste alta vreau să vă spun că în perioada trecută, chiar dacă am traversat o perioadă de criză, Bumbejiu a avut investiții majore, investiții, zic eu, chiar care pot fi catalogate ca și fără precedent. Dacă facem așa un calcul estimativ în într o sumă absolută în ultimii 2-3 ani de zile, Bumbejiu a beneficiat și beneficiază în continuare de investiții de peste 1000 de miliarde bani care au mers în infrastructură, infrastructura de rețele, apă și canalizare, în infrastructura de drumuri, în infrastructura școlară, de sănătate și cele multe mai altele care până la urmă putem să le abordăm în cadrul emisiunii dumneavoastră. Evident, cele mai importante pentru că asta a fost și intenția noastră plecând de la prioritățile majore ale unei comunități, învățământ, sănătate, infrastructură, infrastructură legată de servicii, servicii bineînțeles de bună calitate care să poată să fie furnizate cetățenilor la standarde înalte. O parte au fost realizate, o parte, așa cum vă spuneam, sunt în, în curs de rezolvare. Un prim proiect major a fost demarat cu ceva timp în urmă, mai precis în anul 2007, când deja se. Începea finanțarea pe exercițiul bugetar 2007-2014 și atunci împreună cu celelalte orașe din Județul Gorge am făcut o asociere, o asociere intercomunitară pentru a avea acces la fondurile europene pe fostul program ISPA, transferat după aceea în programul operațional sectorial de mediu. Acest program a vizat reabilitarea și extinderea infrastructurii de utilități, apă, canal, stații de epurare, infrastructură și utilități absolut necesare pentru mediul urban. Noi la momentul respectiv eram destul de... Eu știu deficitari în această privință, în primul rând, nu aveam proprietate acestor uh, utilități în mare parte pentru că apa era furnizată de uzina mecanică Sadu, deja se punea, se punea când... problema de a mai reuși să furnizeze acest serviciu, se înregistrau foarte mari datorii a furnizorului de servicii respectiv a serviciului public de gospodare comunală către uzna mecanică Sadu care furniza apa deja tratată și doar o distribuia acest serviciu și atunci, printr-o decizie la sfârșitul anului 2006, s-a preluat printr-o procedură de dare în plată a tot ce însemnat la data respectivă activ care compunea infrastructura de apă și canal și s-a trecut la uh, scrierea cererii de finanțare în cadrul acestui proiect uh, major. Uh, s-a reușit uh, plecându-se de la o necesitate care la început a fost inventariată, zic eu, fără fundamentare. Bunbejiu avea doar 3,5 milioane de euro arondați în cadrul acestui proiect pentru a aborda această uh, infrastructură, trecând până la urmă mai atent la analiza necesităților, s-a ajuns la uh, o necesitate și o cuprindere în masterplanul la data respectivă de la 3,5 la 16,5 milioane de euro. S-a plecat la drum și în anul 2009-2010, spre final s-a ținut licitațiile și 2000 11 deja eram în prim proces de implementare a acestui proiect iar la momentul când discutăm completând cu încă două proiecte majore, unul finanțat pe Compania Națională de Investiții prin care am rezolvat problemele acute care nu mai suportau amânare era un proiect care se derula mult mai repede fiind mai suplu și cheltuia la, fiind la o dimensiune mult mai mică am rezolvat problema pe Tetila și Curtișoara pe Ordonanța 7 am rezolvat satul pleșa un sat care n-avea apă potabilă la timpul respectiv, urmând ca acest proiect major să completeze și să e, rezolve tot ceea ce însemna infrastructură de apă și canal la nivelul orașului și acum au toți oamenii La momentul Bunbejiu, când discutăm și canal, în orașul Bunbejiu nu mai există nicio locație, nici măcar ultima casă, cea mai îndepărtat colț care să nu aibă apă potabilă, iar canalizare, tot ceea ce înseamnă centru civic state aparținătoare, mai puțin satul Pleșa, unde, datorită să zicem, geografiei acestui zone, este aproape imposibil să realizeze un sistem de canalizare, având în vedere Eu, configurația, nu. configurația, nu neapărat cota înaltă, dispunerea satului nefiind liniar, fiind pus pe anumite zone cu declivități mari, este, nu imposibil, dar și este destul de costisitor pentru oameni să faci o astfel de, de investiție, pentru că costurile de uh, întreținere și mai ales de exploatare o să fie foarte mari. Dar poate fi în atenția noastră pe viitor și acest lucru. Odată cu acest proiect, bineînțeles că nu s-a vizat numai rețelele de apă și canalizare. A fost vizate, în primul rând, sursele de apă. Bumbejiu are la momentul când discutăm trei surse majore de apă. Două surse de suprafață, una din țadul 1 cu priză în barajul de la Răstoci, cu stații de tratare în uzina mecanică Sadu, dar acum este în patrimoniul orașului Bumbejiu, prin acea preluare de dare în plată, așa cum vă spuneam, creată a doua sursă de apă de suprafață pe pârâul Porcu, care are în primul rând destinație de a furniza apă potabilă în statul Pleș, așa cum vă spuneam, investiție făcută pe Ordonanța 7, integrat, finanțată dintr-o alocație bugetare pe un proiect al Guvernului României, deci acolo autoritatea locală n-a pus niciun leu și bineînțeles sursele de adâncime iar la fel o parte dintre ele puțurile de mare adâncime preluate în câmpul de forare de la sadul 2 din, de la Bârlești preluate de la uzina mecanică sadul și încă uh, trei puțuri care le aveam deja în, uh, în proprietate unul în Lăzărești și două în satul Curtișoara puțuri care la timpul respectiv pe rețeaua veche deserveau cele două state Tetila și Curtișoara, Lăzăreștiul iar la fel într-o rețea separată așa cum vă spuneam tetila și curtișoara pe un proiect al CNI-ului, că acolo aveam chiar probleme în perioada secetoasă, atunci când și nevoia de apă era mai mare și debitele pe sursa de și suprafață și scădeau, oamenii? și era normal, era firesc, și este firesc. Așa am reușit în, în perioada respectivă să reabilităm acel sistem. La momentul când discutăm, Orașul Are și o stație de epurare care funcționează de ceva timp. Cred că am început, uh, a fost cu 2 ani. Acum 2 ani. Da. Un an Am și ceva, atunci, un an și jumătate? La inaugurare. Da? Ce putem spune că în procent, să zicem, de aproape 100%, pentru când discutăm, infrastructura de apă și canal la Bombejiu este rezolvată. Este un mare pas înainte, pentru că putem spune că suntem printre puține localități, zic eu, la momentul acesta în județul Gorj, care am reușit să facem aceste extinderi și reabilitări, în primul rând pe alocații bugetare din alte resurse. Deci bugetul local a contribuit foarte puțin la implementarea acestui proiect. Și n-aș vrea să trecem la alt domeniu până nu spun, domnule primar, pentru că sunt, e ușor acum să zicem, le avem pe toate, adică pentru cei care nu știu cum a fost înainte. Eu am locuit în Bumbeju timp de 9 luni, cred că acum 10 ani sau aproximativ, că nu prea stau să-mi notez datele din, din viața mea, și se opre apa venea cu... venea când venea apa. În special atunci când erau viituri. Se oprea și după ce venea, venea ca un fel de ciocolată caldă, așa, pe, pe... la robinet. Deci era totuși un oraș acum 10 ani, cred că 10 ani sunt de atunci, care nu avea apă. Vreau să vă spun că în această perioadă în care s-a implementat aceste proiecte au fost destule sincope în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă pentru că erau bavarii bai eu știu, avarii provocate de constructor, dar cu înțelegere și cu răbdare și pe calea aceasta trebuie mulțumit cetățenilor că dau dovadă de înțelegere, s-a reușit ca, la momentul când discutăm, vă spus orașul și în momentul de față, în 90% să zicem așa, primește apă pe rețele noi, rămâne de corectat, să zice, și de îmbunătățit calitatea apei. Încă stația de tratare apă potabilă din sad 1 nu este reabilitată în perioada când discutăm uh, constructorul, trebuie să-și reia activitatea acolo și până la sfârșitul acestui an și stația de tratare a apă potabilă, de fapt sursa de bază a orașului Bumbej, pentru că este sursa care nu are costuri deosebite, că trebuie de să ne gândim până la urmă și la o eficiență economică a acestui serviciu, pentru că, după cum știți, furnizorul până la urmă de apă la momentul acesta este operatorul regional, la care furnizează apă potabilă și în celelalte orașe din exact. județul Gorj și văd că încet, încet și o parte din comunele județului solicită să se afilieze acestei asocieri și să intre sub autoritatea de furnizare acestui operator regional. Încă mai sunt probleme și noi știm acest lucru. Suntem și în perioada de notare a defectelor pe cele trei pachete, că acest proiect de care vorbeam pe programul operațional sectorial a fost împărțit în trei pachete. 1, stația de epurare, 2, rețelele de apă și canalizare și trei, stația de tratare a apă potabilă din sadul 1 și celelalte stații de tratare din sadul 2 și celelalte puncte unde se face tratarea apei potabile. Ceea ce putem să afirmăm cu certitudine că până la sfârșitul acestui an, așa cum vă spuneam, vom beneficia de o rețea nouă de canalizare o stație de epurare care va asigura epurarea apelor uzate astfel încât calitatea apei epurate care se duce în emisar, emisarul Jiu este una conform normelor europene și bineînțeles cred că lucrul cel mai îmbucurător avem această alternativă cu privire la sursele de apă, pentru că sursa de suprafață din sadul și Porcu poate fi folosită pe perioada când uh, există debite suficiente sau debitele uh, nu sunt foarte mari și turbiditatea nu este foarte mare, iar sursele de adâncime, puțurile preluate de la zona mecanică sadul și mai sunt și alte puțuri care vor intra pe etapa a doua de finanțare pentru că acest proiect nu se va opri aici, mai este o etapă și noi mai avem câteva chestiuni de rezolvat în cadrul acestei etape de, de, finanțare. Uh, aceste surse de adâncime pot să furnizeze sur, ca și sursă alternativă atunci când uh, debitele nu sunt suficiente pe surse de suprafață, iar aceste uh, debite de suprafață suferă din cauza turbidității, așa cum spuneați dumneavoastră, pe timpul ploios uh, din perioada de primăvară, toamnă în general, că atunci sunt probleme. Și chiar sunt versanții care da. uh, în, în final, uh, în finalul acestui proiect sunt convins și lucrul acesta va fi semnificativ observabil de consumatori. Apa la Bumbeji, v-am spus, până la sfârșitul anului va trebui să aibă niște parametri de potabilitate care se încadrează în normele prevăzute de lege. Așa cum am spus la momentul de față, nu trebuie să ne ascundem după degete, încă mai sunt probleme în perioada următoare, până când stația de tratare a apă potabilă la stadul 1 se va finaliza în ce vește reabilitarea și dotarea cu echipamente noi. Dar nu putem vorbi că n-ar fi apă potabilă, adică nu A, respectă nu, nu, nu. normele. Eu spus că mai sunt sincope, nu tot timpul. Mai sunt atunci, cum am spus și noastră. Când uh, sunt precipitații multe, turbiditatea în de 1 este mare, mai sunt probleme în ceea ce privește prelevarea apei din uh, baraj. Noi intenționăm în etapa următoare să facem o nouă priză, pentru că apa uh, din baraj este prelevată odată cu debitul de apă care este folosit și pentru turbinarea în vederea obținerii curentului electric, pentru că uzina mecanică SADO încă mai are două turbine cu care produce curent electric pe aceeași priză de, de, apă din acel baraj, mai sunt chestiuni care deja sunt detalii tehnice și nu cred că interesează în amănunt să discutăm mai. Da, dar, -a, nu, nu -a. Dar rezultatul, rezultatul este, vă consecința este asta, dar încet, încet stația de tratare va fi la momentul când va fi reabilitată, va avea o capabilitate net superioară de a trata apa care intră în sistem și este furnizată cetățenilor, lucru care mi se pare normal și corect, pentru că prețul la apa a crescut, a crescut semnificativ și mi se pare normal și firesc, dacă nu chiar obligatoriu, ca această apă să aibă parametri de potabilitate așa cum el derivă din normative și, bineînțeles, pe măsura prețului. Uh. Când vedeți să fie gata stația de tratare, adică aveți un termen pentru care puteți garanta sau Da, termenul de intrare în funcțiune este până la sfârșitul acestui an. Da? Da. Asta e foarte bine. Și să înțeleg că după finalul acestui an nu vor mai exista probleme la Categorii calitatea apei și oricum este lumei. mult crescut, zic eu, și presiunea în sistem, mai ales la blocurile și la etajele superioare, pentru că de exemplu, un centru civic pe anumite zone pe strada Jeului, etajele 3-4 erau probleme Era tot timpul, da. 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 E foarte bine pentru că e aceast, acest domeniu, infrastructura pe apă canal, costă foarte mult, puțini își permit să o facă și să o aibă. Da, Gândiți-vă că aceste lucrări pe cele trei domenii la care vi am spus de finanțare, fonduri guvernamentale pe cele două programe și pe programul operațional sectorial la Bumbeji, în total investițiile ajung undeva la 700 de miliarde de bani vechi. Banii acestea nu și putea permite nici în 50 de ani. Cam, dar cam cât e, cât e bugetul orașului? Um, bugetul orașului este undeva la vreo 250 de miliarde, dar dacă dai jos cam tot ce înseamnă funcționare, rămânem undeva într-un an fericit, undeva 10-15 miliarde bani strict pentru investiții. Ceea ce v-am spus, dacă totalizăm ceea ce s-a lucrat numai pe apă și canal, acest buget, trebuia în perioada de vreo 50 de ani să reușim să facem doar infrastructura de apă și canal. Un lucru care, zic eu, cel puțin vreo 50 de ani de acum încolo, poate se poate afirma că rezolvă această problemă. Eu am observat că, în general, oamenii au realizat aceste... s-au făcut aceste eforturi și, bineînțeles, am spus, s-au și îndurat o perioadă destul de timp, da, pentru că a, a fost vreo 2 ani de disconfort. zile de disconfort, atât pe graficul de furnizare, pe calitatea apei, dar mai ales disconfortul pe căile rutiere, da. pe căile de circulație. Tot în cadrul acestui proiect s-a reușit, tot așa, printr-un efort conjugat și, să zicem, prin niște chestiuni destul de sensibile puse cap la cap, noi am mai reușit să reabilităm 6 km de drum. Drumul din Bumbești, strada Bumbești, din centrul civic până la intersecția cu DG 665, 65% din valoarea acestei investiții destul de mari, care se ridică undeva la vreo 50 de miliarde, a fost suportată pe cheltuiel de reparații a acestui drum. Am completat din bugetul local, doar v-am spus vreo 34-35% în rest și acest drum care era făcut deja este o țândere așa pe românește deci era uzat fizic, a fost reabilitat deci în loc să avem un drum cărpit, pentru că pe partea de uh, reparație, normal lucrurile, a făcut niște cărpituri, niște plombe, exact pe unde s-a intervenit. Și care costă destul de mult. Costă destul de mult și oricum, banii toate erau, tot erau, tot banii aia se cheltuiau, dar se făcea un, un nimic. Un nimic, acum putem spune că avem un drum care e la fel. Zic eu vreo 10-15 ani, nu avem treabă a pune mâna la el și bineînțeles conferă uh, niște condiții de trafic corespunzătoare. Uh, și pentru că vorbim de drumuri, aș vrea să vă întreb, a fost o discuție și un scandal și o ceartă legată de drumul de la Pleșa, de acele cariere care foloseau drumul, de disconfortul creat cetățenilor, de praf, de zgomot, datorită unor cariere care și-au activitatea în zona Pleșa, porcu, dacă nu mă înșel. Uh, și aveau de făcut un drum. Am înțeles că l-au făcut. Ce ne puteți spune despre asta? care e situația acum? Da, s-a vărsat multă cerneală și multă vorbărie pe chestia asta, uneori destul de veninoasă, să zic așa, și cu multe răutăți. Asta a fost și cu bunăvoința unora care, în loc să discute destul de aplicat și constructiv, n-au reușit decât să pui pe foc, cum zice românul. Dar, din fericire, acel drum tehnologic Așa a fost, până la urmă, uh, ideea mea. Știți că a fost o contradicție. Se pune taxă pe stradă și am spus, exact. drumul nu rezolvă, taxa nu rezolvă problema oamenilor. Problema oamenilor este rezolvabilă atunci când o coli în zona. Și primul tronson de drum tehnologic de la ieșirea din defileu porcu până la uh, podul de peste Porcu, primul tronson de drum și de fapt cel mai afectat uh, în zona respectivă a fost realizat. S-a făcut aproape 900 de metri liniar de drum pe cheltuială exclusivă a societăților care floatează acolo. S-a făcut și un podet pentru a traversa porcul. Urmează ca în perioada următoare să continuăm demersurile împreună cu societățile respective pentru a găsi soluții ocolitoare și pentru cealaltă zonă dacă nu vom găsi în perioada imediat următoare va trebui să găsească soluții pentru mărirea capacității importante a podului de peste jiu. Deja s-a făcut o nouă expertiză, așteptăm să vină rezultatul de la această expertiză făcută pe cheltuiala societăților respective. S-a lucrat deja la câteva chestiuni sensibile ale podului. S-a rezolvat rosturile de dilatare pentru că erau colmatate și de-a lungul timpului oameni nepricepuți au obturat aceste rosturi de dilatare. S-a făcut în perioada acum vreo două săptămâni. În perioada următoare, mai precis miercuri, cred pe 5, am convocat o nouă întâlnire acestor societăți pentru a clarifica în mod cert care este calendarul lucrurilor de aici încolo. Ce pot să vă spun ca și o chestiune nefericită, să zic așa, că dacă asta este partea pozitivă a lucrurilor, că s-a reușit să facă acest tronson de drum, din câte văd solicitările și tendințe este ca numărul acestor societăți care exploatează de pe părul porcu crește de la o zi la alta și asta va trebui să însemne pentru noi o atenție în plus, să reușim să punem la oaltă aceste societăți comerciale ca de comun acord să creeze un drum paralel cu părâul porcu, mai precis pe malul tehnic drept al părâului porcu și bineînțeles să facă un pod care să deservească doar pentru ei să supratraverseze râul Jiu și să ocolim și partea cealaltă de sat. Dar după câte știu, ne aflăm un parc național acolo, nu? Se dau autorizații în continuare? Da, se dau autorizații. Chiar ieri a fost o dezbatere publică, nu este Parcul Național, este zona protejată zona a Gorjului de Nord. Participă de fiecare dată reprezentanții. Ea e arie arie protejată. Dar nu e în Parcul Național, no, no. este în no. Natura 2000. Da, nu? e Natura 2000. Am înțeles. E... Am o rugăminte, am să vă întrerup, dragi telespectatori, am și la dumneavoastră o rugăminte. Dacă doriți să comunicați cu noi, trebuie să trimiteți SMS, nu să sunați, da? Vă rog. Da, dacă tot discutăm de infrastructura de drumuri, am amintit Adineauri, că am rezolvat Strada Bombești, v a spus că o cheltuială destul de mică din partea autorității locale. La momentul când discutăm, pentru că o parte însemnată și chiar în zona cea mai expusă, respectiv în centru civic, infrastructura de drumuri a avut de suferit în urma lucrărilor de canalizare, pentru că și centrul civic, așa cum vă spuneam, a beneficiat de aceste lucrări de înlocuire a instalațiilor de canalizare și de transport și distribuție a apă. Așa că imediat după ce s-au finalizat aceste lucrări, am demarat lucrurile de reabilitare a străzilor, a trotuarelor, a aleilor, a căilor de acces în centru civic. Este un contract în derulare. Aici este o finanțare în exclusivitate din bugetul local, pentru că dacă tot am avut șansa ca celelalte lucrări de infrastructură să le putem finanța pe alte uh, fonduri, pe în alte surse de finanțare, această uh, lucrare nu am găsit soluții și din păcate văd că nici în noile ghiduri de finanțare nu există posibilitatea ca drumurile locale, deci drumurile cu categorie mai jos de drumurile județene, nu intre pe finanțare uh, cel puțin deocamdată. Și atunci am strâns, cum zice românul, la Leu -leu. la ciorap ca să putem să finanțăm acest, acest proiect. Este un proiect destul de mare, depășește un milion de euro. El este contractat de anul trecut, constructorul este întreprinderea de drumuri și poduri a județului Gorj, este unitatea Consiliului Județean, a câștigat licitația. Să sperăm că anul acesta va reuși să facă un procent mult mai mare din stadiul fizic acestor lucrări. Oricum, sper că până la sfârșitul anului, mare partea acestei lucrări să fie finalizate și iar la fel ne putem lăuda că centrul civic al orașului Bombeiu la finalul acestui proiect, nu va mai avea nici măcar un metru pătrat de stradă, de trotuar, de alee, de cale de acces care nu va fi modernizată la ultimele standarde și după noile tehnologii. Un lucru iar la fel care trebuie să ne bucure pentru că este mare lucru că s-a abordat într-un mod unitar această chestiune, așa cum s-a abordat și infrastructura de apă și canal. N-am mers pe ideea, petecia, mai cârpia, mai face o stradă 300 de metri, 500 de metri. Cum am spus, până la sfârșitul acesta depinde de constructori, noi banii avem, nu rămâne decât de capacitatea lor tehnică și economică să susțină această lucrare. Am văzut că lucrați și la uh, parcări și vreau să vă întreb dacă este suficient numărul parcărilor la dumneavoastră în Bumbeji. Da, deja am dat în folosință uh, parcări în trei zone. Strada Muzeului, uh, strada Jiului, intrarea. Da, mă scuzați, strada Muzeului, aveți muzeul acolo. Uh, nu, nu, știu. nu, așa a fost, strada Muzeului la intrarea de fapt din strada Castanilor cu cele două parcări, dar intrarea din Muzeului uh, a fost muzeu. Da, a fost o clădire cândva, eram eu mic, de unde, la momentul ăsta, unde este fostul sediu al SPGC, că nu mai este SPGC, acolo cândva era un muzeu. Am, și a, -a rămas -a denumirea, -a de -a strada muzeului. Deci pe strada Castanilor, intersecția cu muzeului, s-a dat în folosință o parcare, continuare Castanilor către Alea Sănătății, încă o parcare, pe strada nu pe strada Gării cu intrarea către grădiniță, o parcare și pe strada Jiului lângă blocul 200, cele două parcări, chiar trei și în spatele blocului că au amenajat și acolo o parcare, am dat o hotărâre de consiliu prin care aceste parcări au primit statut de parcări de reședință sunt uh, deja în proces de închiriere, sau închiriat, am pus o chirie modică pentru că din păcate cetățenii din Mumbai sunt într o situație, eu știu, economico-financiară așa de invidiat și atunci am zis că nu putem să punem bir pe oameni, dar trebuie să fie o legătură contractuală, este doar uh, 5 lei pe lună, 5 lei da 5 lei pe lună. Uh, nu avem probleme, deocamdată tot ceea ce a fost în zona respectivă, am reușit să asigurăm locuri de parcare, ba mai mult într-o zone am mai rămas 2, 3, 5 locuri ca excedent să poată fi uh, pus la dispoziție în cazul în care o dinamică, eu știu, uh, evoluează pozitiv de aici încolo și sigur va evolua pozitiv pentru că fiecare om, fiecare cetățean își dorește să aibă un, alt, un autoturism. Bineînțeles, cu câteva precizări, o familie nu poate primi decât un loc de parcare, dacă are două autoturisme, primește un loc, dacă are garaj, nu mai poate primi uh, loc de parcare și am, uh, chiar aseară, în ședința de Consiliu, am lăsat uh, să zic așa o facilitate, pentru că în prima fază hotărâs sunt ca cei care uh, au datorii la bugetul local lucru perfect normal, așa a hotărât Consiliul Local și mi se vărea fie să nu primească parcări. Și făcând o analiză, am propus Consiliul Calasar și a fost de acord în unanimitate ca pe parcursul anului calendaristic, atunci când face cererea, de exemplu, dacă un cetățean face cererea acum și are datorii la bugetul local, îi dăm parcare, să ieșalonăm datoria până la sfârșitul anului, pentru a da posibilitatea să-și rezolve această problemă cu autoritatea și să primească loc de parcare, ca așa mi se pare firesc. Uh, mai avem un subiect care iar așa a curs multă cerneală, cum spuneați dumneavoastră, pe tema spitalul. asta, spitalul <laughs> și sănătatea oamenilor este iar un uh, un punct important. De da, legat desgrijă. de activitatea unității medicale, așa cum a spus dumneavoastră, vreau să vă spun că poate este una dintre satisfacțiile mari ale comunității din Bumbejiu, că am reușit, printr-un efort comun, comun și conjugat a mai multor factori, să zic eu, și de decizie și auziliar să uh, reluăm activitatea. Ne putem lăuda că suntem singurul spital din țară, care după acea idee năstrușnică a guvernului PDL de a închide spitale, ne-am reluat activitatea. Mai este o singură unitate medicală, dar este o unitate medicală monospecialitate la Buftea, care funcționează, dar gândiți-vă, este o singură specialitate. În rest, niciun spital dintre, dintre cele 67 nu și-au reluat activitate. Suntem unica unitate spitalicească și nu știu a câta oară, dar mă simt obligat să o spun. Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine uh, pentru a deschide această unitate spitalicească, președintele Consiliului Județean, prefectul Județului, parlamentari, care acum noi sunt parlamentari, sunt uh, judecători la Curtea Constituțională, da, vreau să spun că poate la un moment dat deveniți stresant pe capul unor oameni care trebuia să mă susțină și mulțumesc că m-au susținut, medicii care până la urmă și-au lăsat alte activități în altă parte, că cu tot demersul nostru nu puteam să reluăm activitatea fără medici, fără asistenți și bineînțeles aportul, zic eu, să zic așa, în ultima instanță a fost premierul al premierului Ponta, chiar dacă acum nu mai suntem împreună din punct de vedere politic, dar nu poți să nu spui o realitate. Am reușit să dăm drumul la această unitate spitalicească și, bineînțeles, aportul și ajutorul a venit pe parcurs și al președintei, președintelui Casei de Sănătate și după aceea al ministrilor ulterior că a trebuit să corectăm din mers anumite acte legislative, acte normative care să ne pună în posibilitatea să lucrăm. Important e că la momentul când discutăm lucrăm cu toate specialitățile care le-a avut spitalul, ba mai mult am reușit să aducem și specialități. Noi, la spital, de exemplu, avem la momentul acesta un compartiment de urologie, compartiment cu specialitate care n-a fost înainte în spital. E, și lucru și mai îmbucurător, să zicem, dacă ăsta deja a trecut în... în eu știu, la timpul trecut, în timpul trecut, deschiderea lui, la momentul când discutăm, tot așa am reușit să reglăm lucrurile Până am reluat activitatea spitalului, am ținut în, în stand-by, să zic așa, am ținut într-un într mod destul de greoi o finanțare pe Ambulatorul Integrat al Spitalului. La rândul când discutăm, ieri a fost depunerea de oferte pentru reabilitarea, extinderea. Uh, ambulatorului de specialitate al spitalului. Este un proiect finanțat tot din fonduri europene, pe programul operațional de această dată Este un proiect de 50 de miliarde de lei, deci 1.200.000 de euro. Vizează reabilitarea spațiului existente, extinderea acestora, dar mai ales dotarea cu echipamente și aparatură. Din totalul sume pe care vi l am spus de 1.200.000 de euro, uh, în jur de 800.000 de euro peste 800.000 de, de euro sunt uh, doar pentru aparatură și echipamente medicale. Uh, poate uh, sună așa a laudă, dar cred că după ce va fi uh, finalizat acest proiect o să fim un spital cu o dotare de invidiat Mă refer la spitalele de nivelul nostru, nu mă refer la spitale județene sau spitale, eu știu, clinici universitare. Eu vorbesc și mă raportez În la ceea ce ne celes. putem compara. Și totuși, vă întrerup și mă scuzați, mi-amintesc că am auzit femei zicând mă duc să născ la sadu. De ce? Da, la cred, cred că pacienții să la știu să motiveze acest lucru. Probabil, nu știu, după este condițiile din spital. În, da, în este salon. o altă abordare. E probabil după, după condiții, după cum știți, înainte de a fi închis spitalul a fost reabilitat. Noi am cheltuit înainte de închidere încă vreo 50 de miliarde cu acest spital pe aparatură și dotare și reabilitare. Iar în acel da. moment s-au făcut afirmații că ați reabilitat spitalul ca să-l închide să-l dați la privație. Iată că nu a fost așa. Deci, Trebuie să are, știe cred și că din că argument, Cred că argumentele uh, actuale pot să contrazică acest lucru. La momentul respectiv să căutau soluții. Eu am pus această întrebare care nu cred că poate fi catalogată în alt fel decât ce mai, ce mai deschideam dacă îl făceam, cum erau insistente, centru de pătrâni, centru multifuncțional, centru de permanență. Iată că avem centru de permanență și avem și spital. În momentul când discutăm la Bombejiu este și un centru de permanență care funcționează la punctul medical din Tetila, pe componenta, în primul rând, a zonei de romi de acolo, că acel centru a fost făcut, a fost, primii bani care au intrat la Bumbeji în anul 2004, dacă nu mă înșel, da? și acel centru de permanență de servește zona Tetila, Curtișoara, Lăzărești și satele Grui, Mușetești, că este aproape, este în zona de trafic a lor și iată că avem și spital și centru de permanență. Dacă acceptam a fost poate încăpățânarea mea, așa, și a colegilor mei din Consiliu. Unii dintre ei care au înțeles adevărat menire a acestui spațiu și spuneam la timpul respectiv că dacă vom face acel pas să-i schimbăm destinația, Bumbejul nu va mai avea spital de acum poate în 100 de ani. Iată că am avut șansa, poate și divinitatea a fost de partea noastră și a cetățenilor din Bumbeju, că atunci când discutăm avem, avem, spital acolo. Și spitalul asta, acesta va deservi până la urmă și cealaltă populație din zona rondate și zic eu că era o pierdere pentru sistemul sanitar. Am spus-o și atunci o spun și acum. Dacă să zicem spitalul uh, din Târgu Jiu, spitalul de sau celelalte spitale, se dea cu paturile goale, ziceam, dar atât timp cât în spitalele celelalte sunt câte doi în pat, oamenii stau la coadă să-și Găsească și să-și repare sănătatea, n-am văzut și nu văd vreodată de ce o unitate că trebuie să dispară în condițiile în care are tot ce trebuie. Are infrastructură, are medici, are asistente, are posibilitatea să presteze servicii și să asigure sănătatea oamenilor din jur. Iată că v-am spus, am reușit un lucru care. Poate puțini au mai sperat că această unitate spitalizată își va mai relua activitatea. Iată că și-a reluat-o și așa cum vă spuneam, până la sfârșitul anului va mai beneficia prin ambulatoriu integrat al spitalului de o finanțare de 1,2 milioane de euro cu destinația care v-am spus, o reabilitarea spațiilor, extinderea acestora și dotarea cu echipamente și aparatură medicală. Mai avem doar puțin peste 5 minute și am să vă rog să trecem la subiectul investiției în învățământ pentru că iar este un punct important da, pe așa cum vă spuneam și la început local și -a așa cum vă spuneam și la început am, am abordat cu prioritate trei problematici. Problema în sănătății, învățământului și a infrastructurii. Am discutat despre infrastructură și sănătate, este problema învățământului. Ce pot să vă spun că la momentul când discutăm, am Putea spune că am reușit uh, o reabilitare a sistemului, a infrastructurii de învățământ uh, aproape în mare parte. Școala din centrul civic, probabil ați văzut-o și cei care locuiesc acolo, cred că pot să observe că și-a schimbat uh, total uh, fața atât uh, clădirile cât și uh, incinta școlii. Deci, am văzut construiația. La momentul când discutăm, ne aflăm undeva la un stadiu fizic de 65-70% cu lucrările la realizarea campusului școlar. Exact. Deci, încă o investiție pe bani europeni. Deci, faceți așa un calcul să vedeți cam ce sumă a intrat doar din fondurile europene. Acest proiect e undeva la 2,5 milioane de euro și este aproape de final. Este... Da, vreau să vă întreb înainte de toate. Cine scrie aceste proiecte și accesează atâta fonduri? Dar a fost o preocupare până la urmă a Noastră în interior, acolo, am apelat și la consultanți, dar, în principal, și noi când discutăm implementarea, o fac cu personalul din aparatul de specialitate, niște tineri și un personal care se ocupă și chiar că muncește. Nu, ușor nu de este, azi. este ușor deloc, am spus-o și eu repet, accesarea Foarte și cheltuirea banilor publici, mai ales din fonduri europene, este o provocare și o asumare de, de mare responsabilitate. Și iată că, până la momentul când discutăm, n-am avut niciun fel de corecție pe niciun fel de, de axe de finanțare și să sperăm că le vom duce la bun sfârșit. Acest campus școlar uh, uh, va rezolva două chestiuni. Va reabilita infrastructura existentă, a construit un cămin, cantină cu tot ce trebuie de la A la Z, o sistematizare pe verticală, tot ce înseamnă acolo, o bază sportivă cu gazon sintetic și, la finalul acestui proiect, va fi și o dotare de excepție pe componenta tehnică, pentru că acest colegiu are și o componentă tehnică, chiar dacă el este colegiu. Deci, pe lângă specialitățile socio-umane care sunt în cadrul acestui uh, liceu, există și o componentă tehnică, componentă care noi vrem să o dezvoltăm având în vedere tradiția și, bineînțeles, uh, cerința pe piața muncii, după cum vedeți din ce în ce mai mult cu a spre componenta tehnică. De asemenea, în toamna... Va fi și, vor fi și ateliere? Se va, face practică pe bune? Absolut. Sunt ateliere cu dotare tehnică, atât pe auto, pe specialitatea auto, pe specialitatea mecanică. Că asta ne lipsește în România. Practica Da. Școli. Noi o să încercăm să facem această activitate atât în atelierul școală, cât și pe contracte de colaborare cu agenții economici. Uzina mecanică s-a Pirelli și ceilalți agenți economici care avem în localitate și în jurul localității. În toamna am început reabilitarea două școli. Nu spuneam, totuși, firme. Nu, nu am spus. am A spus, spus am spus. Dar nu, da. nu cred că asta e, e un capăt de țară. Ba, din contră, trebuie să știe lumea că există și să sperăm că există în continuare sau va exista de aici încolo. Am început în toamnă reabilitarea două școli, Lăzare și Curtișara. Curtișoara? Da, cu da Nu cea veche, și școala care, uh, în care, care funcționează poate. la momentul de față. Două investiții majore care, la momentul când discutăm, probabil în maxim două-trei săptămâni, sunt gata. Uh, vă așteptăm să vedeți cum arată școlile noastre uh, după bine. ce vor fi finalizate aceste lucrări cu grupuri sociale interioare, cu apă, cu canal, cu căzile centrale, reabilitate interior, exterior, absolut ce trebuie într-o într -o unitate de învățământ. Uh. Tot pentru infrastructura școlară în centru civic am gândit acum vreo trei ani de zile și iată că iar am avut succes, tot un proiect finanțat pe fonduri externe. Vom realiza un centru de zi pentru copiii cu dizabilități în cadrul căruia se va reabilita o clădire existentă, se va dota, se va face iar la fel o bază sportivă cu gazon sintetic tot în curtea școlii. Am mai realizat un am finalizat anul trecut, pentru că când discutăm avem două baze cu gazon sintetic Va mai fi și a treia. În anul trecut am finalizat și reabilitarea bazei sportive marea stadionului. Iată că au fost câteva lucrări care putem numi că au fost de anvergură. Ne-a ajutat, eu știu, Dumnezeu să reușim să găsim sumele ne necesare pentru a face aceste investiții, așa cum vă spuneam, din fonduri externe și cred eu că acest lucru va fi o prioritate pentru noi în continuare. Anul acesta uh, va trebui să actualizăm documentația pentru reabilitarea Casei de Cultură. Suntem pe un program al Companiei Naționale de Investiții proiectul a fost dat proiectantului să fie actualizat pentru că a trecut ceva timp de când am făcut uh, documentația tehnică. Eu sper că până la sfârșitul anului deja să fie licitația făcută, va licita CNI-ul și acest obiectiv important, zic eu, și semnificativ și emblematic pentru localitatea Bumbejiu, va intra în reabilitare și va, își va relua locul și rolul pe care l-a avut de așezământ cultural. De asemenea, am depus o solicitare la Ministerul Sănătății pe un program uh, cu Banca Mondială de a reabilita grădinița cu program prelungit. Iar la fel sunt lucrări care vizează arhitectura interioară, exterioară, reabilitarea utilităților, dotarea cu mobilier și echipamente specifice procesului de învățământ pentru o unitate școlară de preșcolari, crește grădiniță și tot ceea ce funcționează în această școală. Iată că v-am spus câteva priorități ale noastre iar, să zic așa, pe timp mai îndelungat, pe un viitor mai îndepărtat. Deja noi ne-am făcut niște priorități, ne-am creonat câteva lucruri care, eu știu, să încercăm să le punem în, în postura, în bloc startere pentru a accesa fondurile care vor veni pe exercițiul bugetar 2014-2020. Mă gândesc la o punere în valoare, în primul rând, a zonei de la Castul Roman, pentru că știu că vă interesează și ați fost interesată de acest lucru. Încercăm să găsim finanțare pentru infrastructura de drumuri nemodernizate din restul localității, că avem în satul Pleșa, avem în zona de Tetila către ACH, avem zona de Curpenoasa, Tătărescu, sub laz, iar la fel care va trebui modernizate, mai avem niște ulițe prin Tetila-Curtișoara să dăm satisfacție unora care tot spun lucrul acesta că trebuie făcute și acolo și vor fi făcute, nu neapărat că țipă ei pe dar toate. trebuie făcute. Nu <laughs> din de din păcate, din păcate, de timpul s-a da. scurs foarte repede. Și repene. iată că am zis, într-un timp astăzi de scurt zic eu, chiar dacă au trecut 3-4 ani de când lucrăm la aceste investiții s-a reușit a se face destul de mult. Vă felicit pentru ce ați făcut până acum și vă urez dumneavoastră și colegilor din aparatul propriu, dar și consilieri local să alegeți cele mai bune soluții. Da, pentru cred bundeștere. că nu era uh, posibil uh, atâtea realizări dacă nu era o unitate a colegilor din Consiliul Local și, repetau unora, pentru că au fost, din păcate, și încă sunt unii care se opun la toate, știți, orice s-ar face, nimic nu trebuie făcut vedeți vezi, doamne, Poate se face să filmăm o marbat. dată o ședință de la cal. Eu nu v-ați sfătui că nu, <gătă> ne no? face onoare, nu. Da. E gălăgioasă și... E important rezultatul final, Și domnul mai domnul ales domnul. de, de remarcat faptul că alături de mine a spus a fost, a fost a mare parte consilierii pentru a da girul acestor lucrări. Este aparatul de specialitate al primarului care v-am spus așa cum e, dar mai ales în cetățenii. Fără un încredere și un aport al cetățenilor nu poți să faci aceste lucruri. Da? a fost acest trei factori care și-au conjugat efortul, și iată că rezultatele n-au întârziat să apară. Eu vă mulțumesc pentru prezența și eu vă mulțumesc. Eu, pentru că timpul deja clepsidra a terminat tot din În continuare vom vedea și bugetul Consiliului Județean într-un material făcut de noi cu ocazia ultimei ședințe de Consiliul Județean cum se mișcă, pentru că a crescut de la ultima împărțire. Foarte bine. Și a fost nevoie de o rectificare, după care, bineînțeles, colegul nostru, Leonida Belgier. La revedere, de așa respectăm da. Mulțumesc frumos și bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.